Un adolescent în vârstă de 17 ani a ajuns la spital cu un traumatism cranian după ce a fost accidentat de un taximetrist pe trecerea de pietoni. Băiatul se îndrepta spre școală. În momentul în care s-a angajat în traversarea străzii din apropierea bisericii de pe Bucovina, elevul a fost acroșat de un autoturism taxi. La locul accidentului s-a deplasat un echipaj al serviciului de ambulanță și reprezentanții organelor de poliție. Copilul a fost conștient, fără alte leziuni importante, acuzând traumatism cranian după accident rutier și contuzie minoră la nivelul gambei. Copilul este internat pentru explorare. S-a făcut radiografie, nu se pune în evidență semne de fractură. Rămâne sub supraveghere 24 de ore pentru a supraveghea dacă sunt probleme post-accident rutier. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind unul negativ. Cercetările efectuate la fața locului în această dimineață au stabilit că șoferul autovehiculului nu a acordat prioritate de trecere adolescentului angajat în traversarea străzii pe trecere pentru pietoni. Reprezentanții organelor de poliție au întocmit un dosar penal pe numele șoferului pentru vătămare corporală din culpă.